Diverse afecțiuni pot fi tratate, dar și prevenite cu ajutorul produselor apicole naturale, care au o paletă variată de proprietăți biologice benefice în menținerea stării de sănătate. În apiterapie sunt folosite 9 produse: polenul și păstura, veninul de albine, mierea, mierea de mană, propolisul, ceara de albine, lăptișorul de matcă și apilarnilul. Pentru ce afecțiuni sunt bune toate acestea, ne spune medicul de dimineață. Polenul și păstura sunt foarte bune în afecțiunile hepatice, tot ce e legat de boli ale ficatului și boli care țin de ficat la rândul lor. Veninul de albine este foarte bun pentru partea circulatorie, tot ce înseamnă partea de circulație, insuficiențe circulatorie, arterite, varice și așa mai departe, dar și pentru stimularea sistemului nervos. Și aici este cel mai bine de contactat și un medic acupunctor care știe să aplice pe puncte de acupunctură. Mierea de albine și mierea de mană sunt foarte bune pentru partea metabolică, pentru partea digestivă, dar și pentru partea respiratorie. Este o sursă extraordinară de energie, de 1000 de ori mai bună decât zahărul alb rafinat, care ne dă foarte multe probleme. Propolisul este extraordinar pentru partea de imunitate, pentru respirator, pentru cutanat, pentru mucoase, pentru tot ce ține de partea aceasta și inclusiv pentru partea de respirație la nivel celular, așa, deci merge și foarte bine pe partea digestivă. Lăptișorul de matcă foarte bun pentru partea de regenerare, pentru mădăvă osoasă, pentru sinteza de globule roșii, globule albe, de trombocite și pentru partea urogenitală, pentru acele cupluri care, de exemplu, au infertilitate și nu pot să aibă copii. Dacă cei mai mulți fugim de înțepăturile de albine, trebuie să știm că veninul albinelor este bun pentru diverse afecțiuni. Apicultorii știu că atunci când au un reumatism, au o durere de spate, durere de articulație, de genunchi, iau albinuțe și o pun pe locul cel mai dureros din acea zonă. Există un produs care este venin de albine în formă injectabilă, care se poate administra după teste de alergie, deci trebuie apelat obligatoriu la medicul alergolog înainte. Se face testul de alergie, dacă este totul ok, se poate începe doză foarte, foarte gradat, sub control medical. Veninul de albine are efecte multiple, numai acela legat de circulație, dar și antiviral. Sunt studii făcute recent de americani care au demonstrat că melitina, care e componenta de bază din veninul de albine, este foarte puternică antivirală, inclusiv pe virusul HIV, pentru virusul care cauzează SIDA. Și de asemenea pe borelioză. Toate aceste produse folosite în apiterapie trebuie luate doar la recomandarea medicului.